Teatrul Anton Pan și actorul Tavi Costin, premiați de Fundația Niște Țărani, în incinta bisericuței din satul Viorești, comuna Slătioara, intrată în patrimoniul UNESCO. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc ceremonia înmânării premiilor naționale anuale ale Fundației Niște Țărani. Premiul pentru artă teatrală i-a revenit Teatrului Anton Pan pentru spectacolul acut social și actual, Crăciunul Președintelui. Actorul Tavi Costin a fost premiat pentru rolul președintelui din acest spectacol regizat de Chris Simion Mercurian, a cărui premieră a avut loc în luna mai în prezența autorului, scriitorul Pascal Brugner. Noi ne aflăm în fața unui mare talent actoricesc. Este unul din cei mai înzestrați actori din generația tânără. Eu rar am întâlnit în cei 70 de ani de experiență teatrală un băiat, un actor la 28 de ani cu o disponibilitate de creație, de a crea caractere, de a crea personaje multilaterale, cu fațete multilaterale, o disponibilitate rară. I-a dat Dumnezeu un har pe care eu mă bucur că l-am descoperit la Râmnicu Vâlcea, pentru că e și orașul meu de suflet și de naștere, pentru că m-am născut la Râmnicu Vâlcea și am fost foarte bucuros să atrag atenția și autorităților vâlcene că au câștigat prin acest tânăr un artist care poate să facă din teatru Anton Pan ceea ce am dorit eu când i-am dat numele acestui teatru Anton Pan. Eu te felicit încă o dată pentru că ți-a dat Dumnezeu un asemenea har și să te ții de harul ăsta, pentru că altfel n-ai cum să te justifici în fața lui Dumnezeu. A fost un sfârșit de săptămână foarte emoționant pentru mine personal, dar și pentru instituția Teatrului Anton Pan. Am câștigat trei premii date de Fundație Niște Țărani, de domnul Dinu Săraru, premiul pentru regie l-a câștigat Chris Simion, pentru spectacolul Crăciunul Președintelui, eu am câștigat premiul pentru rolul principal, iar teatrul a câștigat premiul pentru spectacol și pentru activitatea teatrului. A fost un moment foarte emoționant pentru că premiile s-au dat în Slătioara, într-o bisericuță foarte mică și a fost un moment foarte, foarte intim și emoționant și a fost minunat pentru mine și pentru teatrul pe care îl reprezint să fim acolo alături de oameni atât de valoroși. Spectacolul cu care am fost premiați se va juca pe 25 și 26 la București, pe 21 decembrie tot la București, în cadrul unei duble stagiuni. Teatrul Anton Pan a reușit să creeze o duble stagiune. Practic tot ceea ce scoatem aici va avea premieră și în București. În Vâlcea îl vom juca sigur pe data de 14 decembrie. Tot cu spectacolul Crăciunul Președintelui vom fi prezenți pe data de 22 la Festivalul din Reșița și pe data de 24 la Festivalul din Caracal, după care 25-26 la București. Începând cu anul 1998 și până în prezent, în incinta bisericuței din satul Viorești, comuna Slătioara, are loc ceremonia înmânării premiilor naționale anuale ale Fundației Niște Țărani. Decernarea acestor premii se acordă anual unor personalități culturale, literare, artistice sau jurnalistice din administrație sau mediul de afaceri care au contribuit la pregătirea și formarea în România a unui nou univers spiritual țărănesc.